Bună, Berbec, și bine ai venit la previziunile pentru luna aprilie 2024. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi, adică discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, vorbim despre dragoste pentru cei singuri, pentru cei aflați într-o relație, discutăm despre bani, muncă, vom clarifica cărțile de tarot, primești și sfat de la îngerii romantici, iar în final vedem surpriza pentru Berbec. În primul rând vreau să vă urez la mulți ani, să aveți parte de tot binele din lume. Este o perioadă foarte interesantă pentru Berbec, o perioadă în care sunteți în centrul atenției pe de altă parte. Bun. Uh, Mercur este retrograd în zodia voastră până pe 25 aprilie, da? timp în care bărbăcul are ocazia să se reinventeze, să aibă o perioadă așa de introspecție, aș zice eu, să mai vorbești cu tine. Poate se reiau anumite discuții în relația cu rudele sau poate chiar pe la muncă. Uh, și cu siguranță foarte mulți berbeci uh, veți trece prin situații prin care ați mai fost puși și cumva acum le veți reanaliza. Ca după 25 aprilie încolo, bineînțeles, bărbăcul să ia niște decizii finale, mult mai asumate, mult mai bune. Vezi tu, Mercur acolo retrograd te ajută pentru că deciziile pe care le-ai luat sau situațiile prin care ai trecut în perioada 17 martie, 1 aprilie, toate acestea se reiau în perioada 1-25 aprilie în retrogradarea lui Mercur și atunci tu poți să vezi unde a fost problema, da? poate ne-ai abordat lucrurile cum trebuie, poate te-ai grăbit, poate, nu știu, acum descoperi unde a fost problema, ce anume mai trebuia spus, ce anume mai, mai, trebuia analizat. Da? Și după 25 aprilie, apoi lucrurile chiar se așează cum trebuie pentru, pentru berbec. Da? Fiți puțin atenți la ceea ce vorbiți în perioada 1 25 aprilie. Este o perioadă în care bărbecul e bine să învețe lucruri despre propria persoană, dar cumva prin experiențele tale. Apoi avem o eclipsă totală de soare pe 8 aprilie. Eclipsă care e destul de puternică, să știi, Și este vorba despre o resetare a berbecului. Da? E un moment de noi începuturi. Îți poți reseta valorile tale, poate unii bărbeci începând cu această eclipse, să căpătați o încredere mai mare în forțele proprii pentru că berbecul în luna aprilie trece prin niște schimbări foarte mari, dar la nivel interior, în mod special. Fie are loc un sacrificiu, fie tu sacrifici ceva anume, dar eu cred că, începând cu 8 aprilie, timp de jumătate de an, berbecul devine mult mai sigur pe el, berbecul devine mult mai asumat și, cu siguranță, vei face schimbări mari. Pentru că este o lună în care tu vei străluci de-a dreptul. Apoi, pe 21 aprilie, avem conjuncția Jupiter-Uranus, care, atenție, se simte toată luna aprilie. Pe 21 aprilie o să fie la grad exact. Dar, dar, ea se simte tot an, toată luna aprilie. Da? ei, a, Pentru bărbat, înseamnă o schimbare legată de bani în luna aprilie, o schimbare legată de alimentație, este o schimbare legată de valorile tale. Poate să fie și o surpriză mare pe care o ai. Un fel de mic mare șoc, unii berbeci încep să vă dați seama că ă, Lucrurile materiale sunt importante până la un punct. Da și că are o mult mai mare importanță și liniștea asta sufletească, da, pe asta aș merge eu și bineînțeles, tot în luna aprilie aș recomanda berbecului o mai o mai mare atenție pe sănătate. Uite, este o perioadă bună să te rogi să meditezi să faci terapie să. Uh, îți faci o operație pe suflet, cum îmi place mie să spun, deci e o perioadă bună pe așa ceva. Da? Apoi, avem lună plină în Scorpion pe 4 aprilie, este o lună plină destul de ciudată, puțin tensionată, care uite, te ajută să te eliberezi dintr-o situație care a început acum jumătate de an. În preajma datei de 24 aprilie, berbecii sunt prinși pe a dezbate o moștenire, pe a vă separa sau sunteți prinși pe uh, o investiție mare pe care vreți să o faceți, dar e și ca un fel de pierdere la nivel emoțional, în sensul că, nu știu, pleacă un prieten în alt oraș, în altă țară, îți schimbi locul de muncă sau pur și simplu, uite, acum ai ocazia să elimini din viața ta acel culoar, da? Sau. Acea modalitate, acea persoană prin care tu îți pierde efectiv foarte multă energie. și eu zic că ești foarte mult uh, ajutat pe toată pe toată povestea asta, da, pe toată povestea asta e un moment acolo în care spre final de aprilie uh, vei fi foarte sigur pe tine, da, e ceva ce ai mai vrut tu să faci și nu prea ți-au ieșit treburile și uite, acum se rezolvă povestea, hai să vedem pentru berbec. Ce trebuie să știți, Poate are legătură cu banii, cu dragostea, posibil și asta. Să vedem, arhanghelii ce zic pentru Berbec. Și avem a, cifra 7, foarte importantă pentru tine, în luna aprilie, cu mesajul iertarea divină. Deci, este o luna aprilie în care iertarea, de asemenea, este cheia pentru Berbec. Să te ierți pe tine, să îi ierți pe ceilalți, să te eliberezi din punct de vedere emoțional. Da? Culorile importante pentru tine, mov, portocaliu, albastru, roz. Iar arhanghelul Zadachiel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Trezesc în ființa ta starea de compasiune care te ajută să vezi tainica lumină divină în ceilalți și în tine te inspir să descoperi dimensiunea profund vindecătoare, pregnant liniștitoare și dumnezeiască a iertării. Deci, Bărbăcul dă dovadă de compasiune în luna aprilie, vei reuși să devii mai înțelept din ce văd aici și de asemenea vei reuși să te vindeci da? atât pe tine cât și pe ceilalți. Devii un înțelept. Hai să vedem și tarotul ce mesaje are să transmită pentru berbec în luna aprilie, dragii mei, este luna voastră, o lună frumoasă. Hai să vedem pentru berbec. Împăratul, deci este clar că toată puterea este la tine în această perioadă, da? Ei decizii importante, Karma, judecata 4 de spade, 5 de cupe. Na. Este vorba despre o așteptare foarte mare aici, în care tu ai fost pus, și în cadrul acestei așteptări, berbecul ia o hotărâre. Este ca judecata de apoi. Adică, te întâlnești cu cineva, stai de vorbă. Fiecare își spune părerea, fiecare își spune problema iar în final să ia decizia. Fiecare primește ceea ce merită. Da? Luna aprilie, să știi că este sub semnul spânzuratului, este o lună aprilie care vine cu decizii, poate dureroase, poate decizii de sacrificiu, dar, dar este o lună bună, da? să ne înțelegem, este o lună bună în care se și, nu știu, e ca și cum unii primesc pedeapsă, alții primesc premiu. Împăratul o legătură cu zodia ta, deci tu ești în putere în această lună aprilie, o hotărâre importantă care se ia privind relațiile tale, dar văd și un bărbat care ar putea avea un rol important. La baza manifestărilor tale doi de spade, deci bărbecul, așa cum am zis, poate să nu comunice foarte mult în aprilie cu Mercurul acolo retrograd, da, simți nevoia să stai mai mult tu cu tine, să stai puțin izolat, să stai puțin detașat. Doi de monede în inima ta, deci aici parcă ești prins între două case, între prieteni și familie, între iubire și uh, prieteni și așa mai departe. Deci, poți călători în luna aprilie da, să fie nevoie să te împarți între două case, două orașe, însă berbecul aici poate să și negocieze ceva privind uh, banii, privind o moștenire, privind o investiție. În mintea ta avem regele de cupe și eu simt că este energia ta, deși poți avea legătură clar și cu zodii de apă, rac, scorpion, pești. Bărbăcul dă dovadă de o sensibilitate aparte în această lună. Unii puteți avea legătură, așa cum am spus, și cu zona medicală, dar simt aici că unii aveți o sensibilitate ca de artist în luna, în luna aprilie. Avem îndrăgostiții în exterior, o legătură cu zodia gemeni, dar și un cuplu care ar putea avea un rol important în viața ta. Este cineva care are de luat o decizie între minte și inimă și mai văd de asemenea și faptul că unii bărbeci poate primiți o invitație la nuntă, primiți o invitație undeva. Pentru că, uite, avem roata destinului, deci este clar că din punct de vedere personal ceva se schimbă aici în viața ta. Este vorba despre un sfârșit, dar și despre un nou început. Și tot pentru Berbec este o lună aprilie în care apar schimbări mari în casă, în familie, în cercul de prieteni, zona iubirii. Pentru că aici, uite, lucrurile încep să se miște. Regele de spade, ultima carte, o legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate ai legătură aici cu o persoană cu uniformă sau o legătură cu zona instituțiilor publice, însă ce văd clar este o persoană care își face planuri, își face strategii în legătură cu tine. Da? Foarte puternică această energie masculină pentru bărbeviști, chiar dacă ești femeie, uite, poți să intri în contact cu uh, bărbații, în general, în luna aprilie. La muncă, în cercul de prieteni, în familie, poate în viața privată, nu știu, fiecare cum, cum consideră, dar eu văd clar aici că ceva se hotărăște da, și e ca și cum tu ești pe post de judecător. Dragi bărbeți, acestea au fost previziunile generale pentru luna aprilie. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc pentru că mi-ai rămas alături până la final, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, îți spun care sunt zilele bune, zilele mai puțin bune și pe ce anume, dar trebuie să fii atent sau unde anume lucrurile merg mai bine. De asemenea, discutăm despre dragoste pentru cei singuri, pentru cei aflați într-o relație și discutăm și despre bani, muncă, poate chiar și sănătate, că și acest domeniu de viață e puțin activat. Clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici și apoi vedem surpriza pentru berbec în această lună aprilie. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și îți doresc o lună aprilie cât mai frumoasă o lună aprilie cu eliberări și o primăvară cât mai frumoasă și încă o dată la mulți ani să ai parte de tot binele din lume.